Bine v-am găsit la o nouă emisiune Dana Omidă, în care vă voi spune cum să vă trolați prietenii cumpărându-le cadouri în funcție de zodie. Berbec. Berbecului îi place aventura, așa că pentru a-l trola ai putea să iei un CD cu trupa Aventura. O altă idee ar fi să iei fabula cu caprele încăpățânate, ca să-i amintești ce se întâmplă când se încăpățânează în așa hal. Taur. Taurilor le plac lucrurile extravagante, așa că ai putea să iei ceva de genul, dar un lucru pe care să nu-l poată folosi deloc. Spre exemplu, o zgardă de cățel cu cristale Swarovski în condițiile în care nu are cățel. Sau un ștergător de parbriz poleit cu argint, deși n-are mașină. Sau cartea Ciocoii vechi și noi, ca să-i transmiți că uneori e atât de conservator încât te face să te întrebi dacă nu cumva s-a născut acum 200 de ani. Gemeni. Gemenilor le poți lua două lucruri complet opuse ca să le amintești de personalitatea lor scindată sau o chestie din aia care sună atunci când bate vântul. Pentru că la fel de des se răzgândesc și ei, ca vântul. Rac. Racului vei da ceva complet impersonal dacă vrei să-l trolezi, cum ar fi un ștergător de parbriz, un umeraj sau un Nokia 3310. A, și niște șervețele, pentru că s-ar putea să plângă când vede un cadou atât de prost. Leu. Leului îi place să se admire, așa că pentru a-l trola ai putea să iei o oglindă mare cu o ramă absolut deosebită, dar oglinda să-l distorsioneze complet când se uită în ea. O să-i dea coșmaruri. Fecioară. Fecioara e meditativă și rațională, așa că normal că ai vrea să iei ceva ce nu are nicio legătură cu înclinațiile ei. Cum ar fi o păpușă gonflabilă? Ce? Și aia e o fecioară? Balanță. Balanța e meditativă și diplomată, așa că de Crăciun ai putea să-i scrii o poezie complet nediplomată. Cum ar fi? Dintre toți cunoscuții mei, pe tine te uit primul. Uit cum te cheamă, chiar dacă nu mi-am băut încă vinul. Sau să iei un cântar care să arate cu vreo 6 kg în plus. Scorpion. Scorpionului poți să-i împodobești casa cu luminițe de Crăciun și cu ornamente de Crăciun, inclusiv să iei un moș Crăciun în mărime naturală. Te va urâ pe viață. Săgetător. Știi cărțile alea cu cel mai bun frate sau prieten sau iubit? E, încearcă să iei varianta opusă, cu cel mai rău frate sau prieten sau iubit. Nu de alta, dar oricum are tendința să devină mult prea arogant. Capricorn. Capricornul e organizat și disciplinat, așa că cel mai rău ai putea să-l trolezi luându-i o agendă foarte frumoasă, ediție limitată, cu notițe aurite și tot felul de spații pentru diverse activități, căreia să-i lipsească câte o pagină din fiecare săptămână. Vărsător. Sunt sigură că majoritatea vărsătorilor urăsc Crăciunul, așa că cel mai rău lucru pe care l-ai putea face ar fi să-i plantezi un copac împodobit fix lângă el în spațiul de lucru și să-l împodobești și pe el. Let it snow, let it snow, let it snow. La 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 la. La 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 la. Pești. Nu ai observat toate aluziile pe care le fac peștii la animăluțe de companie? Asta pentru că sunt sufletiști și le place compania unor animăluțe pufoase. Așa că pentru a-l trola ai putea să iei cadou niște pești și să-i spui: pești pentru un pește, uite, sunt ai tăi, poți să-i mângâi de câte ori vrei. Acesta a fost horoscopul troll pentru cadourile de Crăciun. Spuneți-mi mai jos ce cadouri veți lua voi. Eu sunt Dana Omidă și vă aștept la horoscopul săptămânal din fiecare luni.